dau peste croșetă și vin aici în capătul piciorușului. Și fac picioruș dublu. Un ochi. Și iar aici în cap piciorușului. Am ajuns la final de rând. Un, doi, trei, dau peste croșetă și vin aici la picioruș. Un ochi. La următor. Tot așa. Deci cam așa iese. Foarte finuță. Picioruș. Un ochi. Mă prind aici. Un, doi, trei. Dau peste Andrei, peste croșetă. Și vin aici la primul picioruș. Un ochi. Un ochi. Și tot așa până facem, fac lungimea care vreau. De la umăr și până jos are 60 de centimetri pentru mărimea ML. Pentru mărimi mai mari, aici la mânecuță continuăm cu rândul piciorușe peste tot și rânduri cu pătrat. Deci facem mai multe rânduri ca să se lase, da, la subbraț, să se lărgească la subbraț. Iar în partea de jos, la un rând un ochi, la un rând două, la un rând un ochi, la un rând două, ca să-i dăm lărgime, deci pentru mărimea XL, XXL. Acum am ajuns la partea de jos. La partea de jos aici am lăsat să se amestece puțin culorile. Sunt la final de rând, deci am făcut un ochi aici, mă prind aici. Aici rândul la care, da, le-am încheiat rândul și am început altul. Deci nu e absolut nicio diferență. 1, 2, dau peste croșetă, las un lanț și vin al doilea. Două piciorușe duble. Lanț de 3, 2, 3, vin aici la ochiurile de la bază. Dau peste croșetă și mai fac alte două piciorușe tot pe același lanț. Un
dau peste croșetă, las un lanț și vin al doilea. Și fac un picioruș dublu. Dau peste croșetă, las un lanț și vin al doilea. Două picioroșe duble. 1, 2, 3, 2 peste croșetă și fac 2 picioroșe pe același lanț. Eu hăinuțele le lucrez cu o croșetă tot timpul puțin mai groasă decât alta, pentru a nu ieși așa lucrat, strâns sau bătute. Cu cât sunt mai strâns lucrate, cu atât sunt mai incomode de purtat. Folosesc o croșetă puțin mai grosuță, las un lanț și vin aici pe al doilea. Dau peste croșetă, las un lanț, deci aici pe lanțul ăsta m-am prins. Las aici unul și vin al doilea. Și tot așa până la capătul în rând de floricele pentru a încheia. Deci trebuie să vină lejer, să nu strângă, să nu fie mai larg. Am terminat rândul, am ajuns aici la final. Am făcut floricica și vin aici la cele lanțul de două și mă prind cu piciorul simplu. Și mai tragem firul pe dos. Apoi vin aici la mânecuță, pun bluza pe față și încep de aici, de la sub braț. Unu, două, las un lanț și vin la al doilea. Două piciorușe. Unu, două, trei. Eu cele două ochiuri. Alte două piciorușe. Aici avem lanț de două. Aici am avut între piciorușe lanț de unu. Dau peste croșetă, las un lanț și vin la piciorușul dintre lanțuri. Pentru că dacă lucrez cum am lucrat aici, florile vor fi prea rare și strâng mânecuța. Deci las, da, decât un lanț și vin aici la piciorușul dintre lanțuri. Pentru că e lanțul mai lung decât jos, la bluză. Las un lanț și vin pe al doilea. Două piciorușe. Unu, două, trei. Vin aici la bază. Iau cele două ochiuri, dau peste croșetă și alte două piciorușe. Dau peste croșetă și vin aici, las un lanț și vin la piciorușul dintre lanțuri. Și tot așa până termin toată mânecuța. Dacă ne place, o lăsăm și așa.
Deci cam așa arată mânecuța. Da, mă prinde exact ca și jos terănțicul care l-am făcut aici din două. Deci nu trebuie nici să strângă, nici să fie foarte largă. Am terminat și cea de-a doua mânecuță. Am făcut floarea, am aici un lanț, dau peste croșetă, vin aici. Da, exact de unde am pornit aici floarea, fac un lanț de două și mă prinde lanțul de unde am pornit. Și gata. Trag firul pe dos și aici la sub braț. Deci firul de ață e foarte subțire, e aproximativ subțire ca ața care o folosim la mașina de cusut. De-aia e pus în trei. Dacă ața nu este bumbac 100%, să știți că nu reține culoare. Deci la spălat se duce din culoare. Trebuie să fie bumbac 100%. Acum o spăl. În apa în care o spăl, o spăl de mână. În apa în care o spăl, pun 2-3 linguri de oțet la prima spălare. Și după aceea o spăl normal. De asemenea, și în mașina de spălat, 50 de mililitri de oțet la rufele colorate. Oțetul împrospătează culoarea și nu se decolorează hainele la spălat. Deci, la rufele colorate e foarte indicat să punem 50 de mililitri de oțet. Curăță și mașina de spălat de calcar. Acum o spăl și gata, bluzița mărimea M, deci pentru mărimea M, L. Bluză croșetată de damă din bumbac vopsit în foi de ceapă. Cu mânecuță scurtă. Pentru mărimea M, M, 100 de grame de bumbac a intrat. În partea de jos am lăsat să se amestece puțin culorile. Purtat fara, foarte răcoroasă. Unicat, pentru că rar găsești asemenea ață.